floricele pe câmpii, întulcea să nu le adunăm copii, adică să nu rupeți florile, cum am găsit o ruptă, promit. Bine ați venit la un nou episod din Summer Tips. De această dată am ajuns în Dobrogea. Plouă puțin, dar promit că o să fac dansul opririi ploii, pentru că mă pricep la asta. Trebuie să treceți neapărat și prin Tulcea. O să vă și recomand două locații foarte frumoase, unde să vă luați așa boost-ul de energie, bând o cafeluță la început de drum, să și mâncați puțin ca să fiți fericiți și apoi să vă urcați în barcă și să porniți pe Dunăre. Și o să mergem prin Sulina, o să vedem unde se îmbrățișează Dunărea cu Marea Neagră, o să mergem pe plaja sălbatică din Sulina, o să mergem la Sfântul Gheorghe, Gura Portiței, peste tot, pe unde apucăm și pe unde ne permite vremea. Și pentru asta mulțumesc Asociația Delta Dunării, pentru că o să fie ghidul nostru. Zic să începem cu emisiunea, vedeți voi ce se întâmplă pe aici. V-am promis că vara asta luăm România la pas. Prieteni, v-am spus că o să vă iau cu mine așa într-o plimbare prin Tulcea. Am venit aici la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării și am alături de mine pe doamna Cristina Dinu. Ce faceți? Bună ziua, bine ați venit la noi în muzeu. Voiam să începem așa turul. Kerhanaua este un loc de strângere a peștelui, preparare, o semi-preparare a sa, respectiv sărarea, prelucrarea icrelor și apoi livrarea către piață. Debarcaderul, unde veneau bărcile, descărcau capturile de pește și tot în această zonă se făcea și o selectare a peștelui. Sturionii sunt peștii cei mai valoroși, să zic, din fauna noastră. De aici începem sectorul de pești exotici. Este o specie aparte față de alte specii de rechin. Eu ce specie sunt? Let me introduce to you a brand new... Andreea, din nou specie pe cale de dispariție. Trebuie neapărat să veniți aici, eu sunt în extaz, sunt fascinat. E prima oară când intru așa, în inima unui acvariu. Los angelitos te mando. Nena. Le pido al cielo, le pido. Nena. Los angelitos te mando. Nena. Le pido al cielo, le pido. I just wanna know. Eu am nevoie întotdeauna de o cafea. Eu fără cafea nu trăiesc, trebuie să-mi încep ziua cu cafeaua. Drept urmare, am dat un search pe Google și am descoperit o cafenea foarte interesantă, de la design până la gustul cafelei. E chiar aici în spatele meu, pe strada rezervorului. Hai să mergem peste Nicoleta, repede, gata. Poftiți, vă rog, bine ați venit la Pick Up Cafe and More. Nicoleta, am nevoie de o cafea ca să-mi încep ziua, pentru că urmează să plecăm pe Dunăre. Eu mă gândesc că ți-ar prinde bine să ai un flat white cu tine, pentru că este îndeajuns de lung, dar îndeajuns de tare, ca să te trezești și totuși să boost-ul de energie să fie acolo. Asta zic, ce-a găsit cuvântul, mă, Nicoleta, am nevoie de un boost, pentru că mi-e somn. Trebuie să alegi, știu că e greu, Brazilia sau Etiopia, este ceea ce găsești la noi de fel. Îți aș recomanda să încerci Etiopia. O să pleci în Africa și Etiopia de la mama e de acolo. Te pregătești, am înțeles. Cea pe care o avem în momentul de față este cu note de bergamotă, portocală, blueberry muffin și are o prăjire mai jos de mediu.
Este intens aromată, florală și nu are cum să nu-ți placă. Este imposibil să nu-ți placă. E foarte primitoare căciunea asta. A, și se poate și mânca! Sunt în siguranță în univers, iar viața mă iubește și mă sprijină, știam asta. Unde sunt leii? Unde sunt gazelele? Mă simt în Africa. Ce te-a făcut să ai pasiunea asta pentru cafea? Că se vede că ești pasionat. Totul a început cu un amic sau coleg. Eram în Londra și mi-era teamă să nu greșesc cu ceva și să dau, nu știu, kicks cu anumite chestii. El, neștiind să vorbească engleză foarte bine, a început să îmi povestească cum să fac cafeaua prin semne inițial, după care a văzut că nu ne înțelegem. Îmi tot spunea cum să fac spuma de lapte și insista, spunându-mi în engleză, să prind aerul, ceea ce nu avea deloc logică. Ce? Bine, ca idee. Da, și după care s-a gândit el că ar fi bine să-mi deseneze pe un șervețel tot ce conține fiecare pahar de cafea, să zic așa. Este tehnica pe care o mai țin. Sunt foarte mulți clienți de-ai noștri care vor să învețe cum să facă cafea. Este aceeași tehnică pe care o folosesc și eu. Efectiv, desenăm pe o foaie fiecare pahar, câte șoturi de cafea, ce trebuie să conțină, lapte, spumă. Și cineva să faci chestiile astea sau ți le-ai făcut după sufletul tău? Toate sunt gândite de mine și de fratele meu care mi-este asociat. Este exact ce ne-am dorit. Exact ce ne-am dorit. Plin de plante, cât mai simplu, minimalist, dar să aibă viață și energie ca să putem să transmitem mai departe acest lucru clienților. Dacă o să treceți pe aici, inevitabil o să vă împrieteniți, dacă îl prinde și pe Tase. Tase, te pupăm, este fratele Nicoletei. Băi, Tase este un stand-up comedy, nu știu, ea este fata mai serioasă, așa, care și plină de dragoste. Și Tase este omul ăla, Caterinca, care atunci când intră clientul pe ușă, face stand-up comedy și mai bea 5 cafele, știi? E tactică, dar e tactică naturală. Dacă e nevoie, dansează, la fel ca și Andreea. Da, și dacă e nevoie, dansează la fel ca și mine și ca Țiței. Dă-i din cap, da. Așa, așa, bravo. E bine că ne-am oprit aici, e terasa care îmi place mie cel mai mult. Terasa de sus e pentru liniște, să zic așa. Terasa de aici este fix pentru oamenii care vin să stea cu noi, adică toți, adică toată comunitatea noastră. În timp ce stăm și cu ei, mergem, facem cafea, ne întoarcem, râdem, glumim. Cum spuneam, energie bună și aici ne mai facem și cu mâna la oameni, așa când trec. Tulcea suntem ajunși, cafeluța am băut. Ideea e că mă aștepta barca, dar am zis să luăm următoarea barcă pentru că mi-e și fomică. Așadar, din nou am dat un search pe Google și am descoperit acest restaurant care pare a fi nou. Hey Friendo. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. And if a get a attitude, pop it like it's hot, pop it. Măi, dar ce vibe exotic este aici și ce cromatică! Din nou mă asortez, cum fac eu mereu? Băi, foarte, foarte, foarte frumos localul. Cât împreună cu sora mea, da, noi am gândit inclusiv designul interior, inclusiv meniul. Știi ce îmi place super mult? Barul ăsta de aici. E mișto că aici poți să vii să... Deci noastră, cum îi spunem noi. Exact. Poți să vii să mănânci. Da, bineînțeles. Poți să vii să mănânci dacă ți-e fomică sau dacă vrei doar să... Puțin mai rapid, așa, poți să vii să servești, să pleci. Da. Hey Friendo? Da. Ce te-a inspirat? E una foarte simplă, eram în mașină cu sora mea, la care noi tot timpul folosim hey, 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 hey. Și am zis, păi, de ce nu hey? Eu o să te rog să-mi explici ce o să mănânc eu astăzi aici. E bun, aici avem burger snook, da, cu salata coleslaw și cartofi veggie și aici este salata hei cu somon. Drăguții mei, știu că vă fac poftă, asta era și ideea, chiar am vrut să vă fac poftă, dar astăzi o să mănânc doar eu, nu și Țiți o să filmeze și bine, o să mănânce și Țiți, dar vreau să vă zic ceva, să nu credeți că salata e a mea. Eu o să gust pentru că vreau să văd cât de bune e. Dar nu totdeauna prefer burgerașul, mai ales că e și Snoop aici, nu? Cineva îți spune melodia de la Snoop? Vă rog, mulțumesc! Juicy bănuții! Adică este în extaz momentul ăsta. Nu mai văd, mi-e prea foame. Eu am încheiat transmisiunea, vă pup. Pa, pa. Dacă ajungeți prin Tulcea, vă așteptăm cu drag în locația noastră. Ne găsiți pe Instagram și pe Facebook Hey Friendo și aștept să ne cunoașteți cu drag. Pentru că cine pășește pragul
devine automat prietenul nostru. Acum ce să mai sunt și eu, mă bag și în familie, mă primiți aici și în familie. Mare drag, cu mare, 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 mare drag, vă așteptăm. Mulțumim foarte mult că, ne-ai primit așa cu brațele deschise, cu masa pusă. Mă bucur mult că ați ajuns la noi. Și vreau să zic că mâncarea e delicioasă și burgerul ăla a făcut efectul. Sunt fericită, eu când mănânc mâncare bună de obicei sunt fericită, sclipesc ochii, înțelegeți? Prieteni, ploaia nu s-a oprit, dar putem circula pe apă. Am plecat spre gura Portiței, lângă mine este Corina. Corina mi-a șoptit în cască faptul că în spatele meu se află capul lui Dolojman, este corect? Acolo se spune că s-au refugiat Jason cu Luna de Aur. Ne-a citit legendele Olimpului, da? Eu mă bucur din plin de experiența asta. N-am mai mers până acum așa pe... pe valuri, dar e adrenalină și adrenalina e bună câteodată, să știți. Și iată că am ajuns la gura Portiței. Am venit pe apă, am venit, în spate este delta, în față este marea. Tocmai de aceea ținutul este atât de frumos. Și între cele două, să zicem, apă desărată și apă dulce, avem acest sat minunat de vacanță. Uitați-vă cât de frumoase sunt aceste bungalouri. Nu avem ciment, nu avem hoteluri, avem verde, frumos, stuf și albastru. Vezi că și mâncarea e bună, Mi-am mâncat un storceag, poate una dintre cele mai bune rețete pe care le-am mâncat în Delta Dunării. Se gătește în bucătărie tot ce se prinde în ziua aia. Deci e fresh tot. E fresh totul pentru că vin pescarii cu bărcile încărcate. Iată că după 2850 de kilometri, adică atâta are Dunărea, ca să înțelegeți, Dunărea se ia în brațe, așa se iubește cu Marea Neagră, mai exact suntem în locul unde Dunărea se varsă în Marea Neagră, dacă n-ați înțeles, ați înțeles, evident. Și evident o să mergem și la plaja aceea sălbatică de la Sulina. Până atunci suntem chiar aici la farul nou, zic bine, doamna Corina! suntem la farul nou, nu? Este chiar în spatele meu. Am ajuns la o epavă. Am înțeles că e o epavă turcească? Da, nu știu dacă e o legendă, dar este adevărată. Este o navă turcească, Turgut se numește. Și a ieșuat acum 10 ani. S-a ridicat ancora, ea fiind în mare larg, a ieșuat și a venit să înfipt tocmai în nisip aici, la intrare către Dunăre. Cred că sunt și pirații din Caraibe pe aici, au ajuns prin... Trebuie să, nu știu, să intrăm în cabină, să vedem dacă au supraviețuit. Ni se șoptește ceva din partea dreaptă. Ce ziceai? Da, da, da. Ia uzi. Avem și un cimitir. Un cimitir cosmopolit, îmi spune, și suntem... Și da, dacă tot ai pomenit de pirați, sunt îngropați pirați acolo. Avem chiar și un parastas al piraților la Sulina, știai? Că cineva face un parastas al piraților nepomeniți. Anul viitor, în mai, vă invităm la parastasul piraților nepomeniți. Am zis să mergem spre plaja sălbatică? Mergem și la plaja sălbatică. Plajele noastre sunt, vorba aceea, sunt altfel decât ale lor, vorba aia. Și le vrem așa sălbatice. Nu vrem multe baruri, nu vrem multe gunoaie, nu vrem plastic. Omul care vrea să vină aici trebuie să știe că noi suntem aici într-o rezervație naturală. Am ajuns pe plaja Sulina. Văd că încolo e chiar plajă sălbatică. Da, e sălbatică, chiar sălbatic. Trec și căluții și văcuțe. Căluți și văcuțe, da. Aici au zis animăluțele, stai un pic, aici e locul nostru. După aia vă primim și pe voi la plajă, dacă sunteți cu minți, dacă nu sunteți gunoaie în spate, dacă stați cu minți și respectați această plajă sălbatică. Pântunul ăsta pe care îl vedeți, ce spuneam, era inundat în apă. Picioarele la capăt erau în apă. După cum vedeți,
cât s-a retras marea și câtă plajă ne-a oferit. Oh, este chiar cald. Și apropo, știți ce este astăzi? Acum când filmăm, este ziua mea! În secunde expirați. Relaxați-vă, închideți ochii și imaginați-vă că sunteți aici cu mine pe plaja Sulina. Suntem acum în Sulina și cum ne place nouă să spunem, aici intră soarele în țară, dar nu numai în țară. Aici intră soarele în Uniunea Europeană. Ne aflăm în cel mai estic oraș din Uniunea Europeană. Sulina vede prima soarele, ca să zic așa. Nu mai spun ce răsărituri superbe sunt aici. Cititorii de plajă, dar și cei de fotografie, o să-i vedeți dimineața aici, pe la 5, când răsare soarele, ca să vadă primii când intră soarele în țară. Stați puțin că vreau să-mi fac o poză aici. E prea demențial. Deci, cum ați văzut, pe plaja din Sulina, aveți nisip cât vedeți cu ochii, aveți multe plante, mulți copăcei, puteți să vedeți animăluțele sălbatice. Pentru că da, așa cum a spus Corina, sunt pe teritoriul lor, practic noi le invadăm teritoriul, dar trebuie să fim și cu minți și să le respectăm spațiul. Să nu lăsați mizerie dacă veniți aici pe plajă, de fapt pe orice plajă, nu lăsați mizerie în urma voastră. Mai departe, dacă vă vei să face fomică, aveți două baruri, restaurante, unde puteți mânca, puteți consuma o băuturică și apoi aveți și o zonă special amenajată unde puteți sta la soare, pe șezlong. Și apropo, cu toate că nu este un soare de la demențial de te prăjește, nici nu ar fi indicat tocmai, este norad, dar este cald și apa este foarte caldă. Eu mai am puțin și cred că o să renunț la filmare și o să mă arunc îmbrăcată în apă și cam aia este, știți ce zic? Da, mă, mai lasă-mi că ne-ai creierii cu creierii. Mamă, deja s-au pus în țară pe mine. Iată că am ajuns și în Crișan și acum suntem la Casa Călin, unde ne vom plimba cu caiacere. Pentru mine e prima oară când mă urc într-un caiac. Hai! Doamne ajută! Da, da, da! Cred că te nu te urca cu piciorul potrivit. Da. Acolo, da? Și acum orice, dar îmi ține și mie vă rog. Papa! Uite, vezi că am învățat, citind și drept. Uite, acum se duce spre stânga.
Alo, yoga. Băi, dă-mă în față, mă, de ce dai spate? Ia că te duci în parte. Aola, mor. Băi, tu nenorociști habitatul, bă. Hai. Andreea, din vom nu nu mă simt un băștinaș. Dragilor, iată că am ajuns pe uscat din nou. Am simțit, gustat, văzut delta la propriu din caiac. Cum era teamă să urc la început, pentru că mă gândeam că este, na, greu, dificil, mă gândeam că mă răstor, că nu știu să vâslesc, dar am reușit. La final, domnul Dan mi-a dat nota 10 pentru vâslit. Așa, și vreau să vă spun următorul lucru. Dacă printre cei care ne urmăriți acum sunteți, aveți teamă de a vă urca în caiac, renunțați la ea, o să ajungeți aici și o să fiți întâmpinați de un ghid, de un instructor. Sunt numai oameni super mișto aici care vă așteaptă și vă vor învăța și vă vor sprijini și vă vor da toate informațiile și vă vor face să vă înfrângeți orice teamă. Țiți îmi spune să stau pe loc, ok, voi sta pe loc chiar aici. Gata, v-am pupat că vine ploaia. Uite, fiți, n-am coborât din caiac, a început și ploaia. Luați-vă haine de schimb, apropo! Dacă n-ar fi fost Asociația Delta Dunării, respectiv Corina aici alături de noi, care ne-a însoțit, așa, ne-a ghidat, ne-a fost ca un ghid și ne-a primit cu o mare căldură și ne-a plimbat prin cele mai frumoase locuri din Delta, nu ne-am fi distrat și nu ne-am fi bucurat de Delta așa la cote maxime. Și tocmai pentru că am adus în discuție Asociația Delta Dunării, sunt sigură că și voi vreți să aflați mai multe detalii despre obiectivul, misiunea acestor oameni minunați, pentru că este vorba de o întreagă echipă pe care o felicit și Corina te felicit pentru implicare și pentru tot și continuați și mă bucur că sunteți, știi, vorba aia. Și acum te rog, spune-ne mai multe despre asociație. Noi suntem, practic, Asociația Delta Dunării este un parteneriat public-privat. Niciodată instituția statului sau doar hotelierul nu poate să-și facă o promovare atât de bună pe cât poate face un parteneriat public-privat. Ele există în Europa, noi nu am inventat aici apă caldă, sens în care ne-am unit industria din turism și câteva primării și facem din nou 2018 o treabă grozavă. De ce grozavă? Pentru că dacă ne raportăm la 2017, în 2018 vorbim de un record al județului Tulcea. La finele anului, INS-ul, Institutul Național de Statistică, a pus județul Tulcea pe primul loc la creșterea numărului de turiști, crescând cu 67%. Ce face acum Asociația Delta Dunării? Da, turiști avem destui. Delta este din ce în ce mai cunoscută. O promovăm regional, național și internațional, pentru că lumea trebuie să știe ce minune avem aici. Dar mai degrabă vrem să educăm turistul care vine în Delta Dunării. De ce trebuie să vină aici și ce nu trebuie să facă? Știu că feedback-ul celor de afară este uimitor referitor la Delta. Care sunt cele mai, feedback-urile alea care ți-au rămas ție întipărite în cap despre Delta, din partea celor care au pășit
pământul ăsta. Da. Undeva noi românii poate ne-am obișnuit. Ok, avem o Dunăre, avem o Delta, e frumos. În schimb, turiștii străini rămân marcați, extaziați. Un turist străin va reveni întotdeauna. Oamenii nu mai spun Delta Dunării. Oamenii spun Sfântul Gheorghe, spun Crișan, spun Sulina, Letea, Caraorman, Gura Portiței, Julovca, adică fiecare localitate are farmecul ei. Și întoarcerea în acest ținut al apelor, unde tradițiile se păstrează, pentru că, să nu uităm, în Delta avem tradiții seculare. Avem, de când s-au așezat români, ruși lipoveni, ucrainieni, se păstrează aceste tradiții. Turiștii străini rămân încântați de tot ce găsesc aici. Pe lângă natură, ați văzut gastronomia, ce înseamnă, avem rețetele păstrate chiar de sute de ani. Aceste pensiuni pe care le vedeți, să știți că au cules de la oamenii locului. Storceag, borș de pește, tot ce găsiți, știu că au umplut tot ce au făcut bunicile noastre când erau mici. Apoi, serile în Delta Dunării sunt pline de culoare și de muzică, pentru că avem aici ansambluri de amatori care la fel păstrează tradițiile culturale, muzică rusească, ucrainiană, cu hainele lor colorate. Străinii vin și apreciază foarte, foarte tare. Al nostru motto este doar uniți suntem mai buni. Doar uniți suntem mai buni. Mulțumesc tare mult, îți mulțumim aici. Îți mulțumesc în numele întregii echipe. Dă-i din camera așa. Așa, gata, da, și ți-ți ok-ul. Ne reîntoarcem cu mare drag, să știi. A fost una dintre cele mai frumoase deplasări. Acum, ca să încheiem așa în trei cuvinte, descrie-mi, te rog, ce înseamnă pentru tine Delta, Tulcea? Delta pentru mine e acasă. Pentru mine. Eu m-am născut Sarichei. O să zic și eu. Delta este o mină de aur. Trei cuvinte, am zis. Am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Summer Tip se încheie aici. Frățiorii mei, Andreea Din sunt. Sper că ați înțeles ce înseamnă Delta Dunării. Sper că ați înțeles că este un must să treceți și prin Tulcea atunci când plecați în Delta. Mulțumim Asociația Delta Dunării pentru primirea călduroasă. Și nu uitați, veniți minim 3 zile în Delta ca să o simțiți cu adevărat și nu uitați să o protejați dacă pușiți acolo, pentru că e o zonă minunată și merită vizitată. Andreea Din, transmisiunea încheiată, că a început ploaia, fix când plecăm spre București, sunteți și mai pupați. Tulcea, Delta Dunării, Dobrogea, vă mulțumim și ocupați un loc special în inima noastră. Pa! Hai că plouă!